aproape, în aproape, una cu alta. Aici e rețeta pentru un sistem cu comportament haotic. Deci e rețeta în care mie îmi apar în joc și emergențele. Ori emergențele sunt principial impredictibile. Pot să sesizez că miroase emergență, dar nu chiar care e emergența și cum e cu ea. Pe care trebuie să mă uit și mai profund ca să anticipez niște lucruri. Și trebuie să vin în spatele guvernanței și guvernării cu o viziune. Un alt nivel. Și să lucrez permanent pe toate aceste bucle de feedback. Acum, ca să antrenez pe cineva în tipul ăsta de întreprindere, mai ales în tipul de întreprindere politică, eu de la început, mediu în care el se formează, trebuie să-l proiectez cu bucle multiple de învățare. Să-l verific pe bucle multiple de învățare. Că sistemul în buclă simplă e exclus, cel în buclă două, nu, dublă, nu mai este suficient. Pentru cazul antreprenoriatului românesc și declinului de capital uman românesc, am propus în două lucrări, împreună cu Aron și ceilalți colegi, două modele de sinteză care trag învățături din toate acestea. Cel mai simplu model cognitiv, mai general, este următor. Orice act cognitiv vine și face balansul între două limite. Limita încorporării, întrupării cunoașterii, fixării în memorie pe sistemul emboic. Și limita punerii în acțiune a respectivei cunoașteri. Nu pot să doar să memorez, trebuie să și rezolv probleme. Trebuie să mă duc și pe enactare. Reglajul între cele două straturi de funcționare, priviți-le ca paliere de funcționare, spune, e unul al reglajelor. Nu pot să încorporez totul, nu pot să pun în acțiune cont, trebuie să introduc filtre. Sunt propriile filtre pe care pot să le introduc, sau sunt filtrele la care sunt ajutat de către cineva, un călăuză, un coach, o chestie de asta, ca să le introduc. Deci, pe planul ăsta, se poate întâmpla colaborare. Pe de altă parte, colaborarea asta poate să fie în zona mai vizibilă a procesului 2, în lumea procesului 2, automatelor, la ieșirea cu natura fizică, poate să fie, de exemplu, pe alt nivel, la un nivel intermediar, care e, de exemplu, nivelul acomodărilor din psihologia lui Piaget, sau nivelul proceselor conștiente. Da? Nivelul creierului mare, ca să spunem așa. Și un alt nivel foarte adânc, care e ăla numit de către unii subconștient, alții inconștient, cum vor psihologii, nu mă bag în modelările astea, cel care se duce spre într-o deschidere a intuiției. Acolo unde se întâmplă, de exemplu, pe acest nivel, procesele de dezintegrare pozitivă amintite de către Dabrowski. Asta e un psihiatru, da, cum să spun, un psihiatru neortodox, care a constatat că mare parte din nevroze, de fapt, nu sunt lucruri tratate ca boli psihice, ci sunt crize existențiale de trecere de la un nivel la alt nivel de pretenții față de viață și evoluția personală. Pe care în modelele de dezvoltare personală este foarte mult utilizată teoria. În perioadele astea de negare a vieții, a modului tău de viață anterior
și de încercare de atac la nivel superior, ai multe probleme și treci prin chestii care au avarența de nevroză. Trebuie să acționezi foarte pozitiv, foarte constructiv. Nu te aduc ca pe un bolnav, pe cel care trece prin asemenea stare. La fel la Piaget, între momentul asimilării și acomodării, este un moment intermediar al echilibrării majorante. Noua bucățică de cunoaștere achiziționată intră în nivelurile astea profunde și e comparată cu noima celorlalte bucățele de cunoștință, din sistemul, din totalitatea cunoștințelor. Dacă nu se potrivesc, ea este cârpită, cumva, dacă e utilă. Dacă e inutilă, e aruncată. Presupune că e utilă și cârpită. Și mai vine pe linia altă cunoștință. Dar, dar masa asta clinică obligă la o restructurare totală a totalității cunoștințelor. Are loc în... Ce se întâmplă cu o persoană care trece prin așa ceva? El e momentul în care, la școală, să spunem, a rezolvat, l-a scos, a predat profesorul, l-a scos la tablă și a știut să facă. A avut un nivel de performanță destul de bun. A ajuns acasă, a făcut o dată și după aia a început să meargă prost. A început confuziile prin interacțiunea cu vechile cunoștințe. Și performanța lui, deci a crescut performanța imediat după asimilarea cunoștinței, a căzut jos, după care, dacă nu are ce să facă, decât să aștepte. Să dă la film, să facă cu totul altceva. Apare brusc saltul, când s-a reformat totalitatea de performanță, mult peste ce a văzut la clasă. Ei, eu am folosit chestia asta în educația copiilor mei. Mai ales fiica mea care a făcut actoria, un casa foarte, foarte tare, sunt ore foarte dure la actorie, că merg pe nu te cred. Și la doamna Popovici, astea erau chiar ore extraordinar de dure. Am învățat-o să gestioneze momentul ăsta, pentru că în momentul ăla, când te afli jos de tot, parcă nu-ți mai merge nimic, dacă te-ai speriat și ți se fac presiuni suplimentare, te ratezi saltul ăla și acumulezi tot felul de tare. Dacă înveți să recunoști momentul respectiv și ai tupeul ăla extraordinar să te duci la un film, să faci cu totul altceva în timp aia, ai învățat lecția neliniară a echilibrării majorante. Ăsta ar fi stratul ăsta foarte profund pe care au loc fenomenele astea de dezintegrare, de echilibrare majorante. Da? În cazul românesc, aveam, cum v-am remarcat, o stare de spirit proastă. Asta e o chestie adâncă. Starea de spirit, nu știi de unde se e, adânc de rău. Și e încarnată. E grea. A rămasă. Deci ea stă undeva în colțul ăsta de jos. Ea generează o atitudine în exprimarea atitudine defectuoasă. Față de ce? La intrarea în sistem, deci pe 1, 2, 3, pasul 1, 2, 3, avem învățarea clasică de tip Piaget. Asimilare, o nouă posibilitate care s-ar putea materializa într-o întreprindere. Da? Aici echilibrarea majorată, dacă există sau nu. Și aici acomodare. Pe zona asta de aici, un om normal care vede, care nu e la pământ cu starea de spirit, care are o atitudine deschisă, pe orice posibilitate nouă, spune foarte simplu ce-ar fi dacă și rezervă un pic de timp jucatului imaginativ și intuitiv cu schema aceea de posibilitate. Nu o declară fără noimă imediat, nu o rejectează din prima pe prejudecăți, pe clișee, pe
pe toate lucrurile astea. Deci dă șansă să aibă loc. Dacă atitudinea e proastă, noile posibilități, odată sunt prefiltrate de către atitudine și a doua oară, aici, se vede mai degrabă fără de noi mai decât noi mari din lucruri. Am un defect pe dragă. Drept care pe planurile de acțiune am iar suferință. Ori sunt defectoase, ori unele chiar lipsesc cu desăvârșire, pentru că nu s-a văzut noima pentru care s-a făcut. Și am efect pe noua întreprindere mică. Dacă n-am noi întreprindere, n-am cu ce să îmbunătățesc starea de spirit. Nici a populației, prin exemplu, în cazuri de succes, o să am ziarele și televiziune prin unele de cazuri de insucces, nu de cazuri de succes. Nu voi nutri un pic partea asta. Iar personal, pentru cel care a încercat o afacere, de exemplu, la faliment și privim mult mai prost la anumită societate decât în altă, unde poate să fie chiar un argument pentru investitori, ăsta, iar, foarte rău. Cum pot să intervin pe lucrul ăsta? Păi pot să intervin în niște medii în care training-ul pentru antreprenori să aibă la capăt, pe nivelul de personale, și ajutorul, ele se dau, dar se fac separat. Să aibă și investiția, ajutorul de stat pentru pornirea unei afaceri. Mie îmi sună așa, pot să, nu condiționează nici măcar o chestie de antreprenorială, să trec printr-o curiculă antreprenorială, furnizarea ajutorului de stat, deci sunt două chestii complet separate. Deci ori îl dau prost unora pe care nu i-am pregătit absolut deloc, n-au trecut prin niciun proces, ori întreb pe unii printr-un proces, simulează și le-a venit o idee bună și degeaba. Cu ideea bună. Nu îmbunătățesc decât unii cele două. Deci, aici ce posibilități pot să dau? Păi pot să dau posibilități sprijinind cu Foresight și Future Studies ca să inspir lumea, le arăt scenarii de viitor prin Foresight și scenarii de viitor legate de locul respectiv, de țara respectivă. Numai cele globale. Arată scenariul de viitor global. Problema e cum aduc scenariul de viitor în grupul de acțiune locală din trei comune, să-l priceapă primarii care sunt, le spunem, gospodarilor, deci întreprinzătorii comunali, politici comunali. Să înțeleagă cum să preia informația de Foresight, cum ce să adauge pe plan local pe informația globală de Foresight pentru a vedea deodată și o paletă mult mai largă de noi posibilități de dezvoltare și nu ar, și a nu merge pe niște scheme, mai facem o sală de aia. Deci, ați văzut când a venit moda cu imobiliarele, mă uitam acum, am venit de la Brașov până în București, sunt atâtea clădiri aberante, au băgat oameni, sunt private. Aberam, cum se numește, nu o să stea nimeni vreodată într-o clădire de aia. De ce-o fi băgat banii, ce-o fi fost în capul lui să... Aia nu e întrebare. Aia e de tipul dialogului, da? Dialogului dintre Pincescu. Într-o seară au zis, avem bani, și ce să investim? Facem o casă. Pe terenul ăla, n-are apă. Nu-i nimic, lasă. E bună. Se vinde pe ăla. Nu știu dacă se vinde. Deci, o modelare de asta permite dă un instrument foarte valoros de regândirea politicilor în domeniul antreprenorial. Să vedem acum cât va fi preluată cercetarea noastră. E cam atât. Aș prefera să trecem la concluzii și întrebări. Vă mulțumesc! Înainte de a începe niște întrebări, o să-mi doresc să fac câteva, să zicem, completări metodologice pentru câteva cuvinte care le consider sau nocine extrem de importante pe care mi le-a dat și nu m-aș putea abține să nu le formulez un pic.
Am avut o discuție foarte interesantă cu domnul Dinga. Dinga a fost abordat ministrul Interării și a fost în grupul nostru pe care l-am făcut împreună cu Andy, cu domnul Oscar Hoffman de la Sociologie și mai departe la Camera de Comerț a României. Unde am avut niște discuții foarte interesante și acolo a apărut o noțiune interesantă de bifurcație sau de nuanțare, dacă vreți, a unei traduceri pe care noi avem în limba română, ba dezvoltare durabilă, ba dezvoltare sustenabilă, care domnul Dinga a punctat la un moment dat, nu știu dacă de s-a și mers mai departe pe tema respectivă, dar mi s-a văzut o diferență fundamentală, apropo de intenționalitatea minții umane în raport cu alte viețuitori, viețuitoare de pe planeta Pământ. Și a zis așa, a să numim dezvoltare durabilă un echilibru dinamic dintre entropia și negentropia realității, în care nu există decât regul animal, care are o logică cablată, care e sustenabilă, e durabilă, bineînțeles, și natura biologică de neproiectarea unor necesități sau unor nevoi în afara speciei în sine. Nu și-au construit extensiile exosomatice, nu au nevoie de toată aparatura respectivă, ea trăiesc într-un mediu natural care are durabilitate. Deci natura fără om are durabilitate. În clipa care apare omul și începe să-și dezvolte un mediu și începe să-și dorească și să creeze un set de prelungiri exosomatice ale lui, mintea începe să exploreze și să exploateze cu totul altfel resursele din mediu și induce o accelerare, într-un fel sau altul, în lipsa unei etici echivalente și unei echilibre, care devine nesustenabil. Deci, automat, e nesustenabil pentru că avem dorințe nesustenabile. Deci, aici aș simți nevoia să ne mai jucăm puțin cu cele două noțiuni și poate rafinăm mai tare momentul de durabilitate de miliarde de ani și o problemă care avem numai câteva, știu, mii de ani, în care, de fapt, se exercită această nouă presiune mentală care, într-un fel sau altul, se metabolizează într-o cunoaștere, deci nu inutilă. Deci entropia pe care o găsim în mediu, cumva se regăsește și în dezvoltarea noastră conceptuală, ajungând până la cuantică și la nivel